Vă salut, oameni frumoși! Astăzi este ziua lui Tantele Nuța, așa că bineînțeles că venim să o vizităm. I-am dat un buchet de flori, un tort, un mic cadou, așa că mergem să o surprindem. De fapt, nu o să o surprindem pentru că una știe că o să venim, dar de-abia aștept să o văd. Așa că haideți cu mine! La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți! Cum sunteți? E vesele, păreți vesele, acum nu știu. Băi, ești veselă că vă văd pe voi. V-am adus un buchet de flori. Un buchet de flori așa mai... Așa ca mine. Da, colorat, plin de viață, cu de toate. Mulțumesc. Ați mai avut astăzi musafiri? Da, azi noapte. Azi noapte v-a sunat telefonul într-un, așa-i? Eu a fost prea sfințit. A venit prea sfințitul? Da. Azi noapte? Păi aseară și o stat până pe la 10. Nu foarte tare. Și după aia a venit de la Cluj și după a venit un vecin. Ne trebuie o secretară pentru ziua lui Tantele Nuța, că într-una ai sunat telefonul și ca să aibă timp și de oameni, trebuie să răspund și eu la telefon, nu? Păi, duce și răspunde. Mă duc să răspund la telefon. Salut, Mirza. Vă salut, vă salut. De la 7:30 încearcă să vă sune și a spus că nu a reușit. Așa că îți spui tu la haideți că vă dau, haideți că vă dau să vă vorbiți. Da, poftiți. Mulți ani. Deci noi suntem mulțam privilegiați că putem să vedem în realitate pe Tantele Nuța, că toată lumea de-abia are acces să o sune și acolo e destul de greu. Deci ne-am mutat într-un loc mai cu specific popular, adică să vedem și asta cum se numește, o căbăniță, o ce-i? Să pe eu îi zic cabană. Nu, la cabană ne-am mutat la Tantele Nuța în curte și o să fie o masă pe cinste, da, dar începem bineînțeles cu un pahar de, ce e ăsta? De jinar de prune. Jinar de prune, ok. Și ne-au spus și niște salatini pe aici, că am zis că până mâncăm, pentru că grătarul deja sfârâie. Da. Dar să nu stăm nicio secundă pe uscat, adică nu, să avem tot timpul. Nu. Ceva frumos pe masă aici. Și cred că e primul par care îl beau cu dumneavoastră. Mai băut? Nu cred că mai băut. N-am băut, amu ne pune să bem. E o zi specială. Pe astăzi greze. E greze. De 3 zile mă pregătesc că vii la Tantele Nuța, știu că e o mâncare, că e chef, că din astea. Multă sănătate la mulți mulțam, ani. Mulțam din suflet. Pupa-te-l norocul, dar e tare bun, mă. Îi. Mă, încă gândești că, nu, că te unge pe acolo pe unii, mă. Chiar e bun, de-aia e periculos. Că ei nu știi când te fură. Tu te țineți gura periculos. Și narzul de prune periculos. Trebuie să... Aia ăsta e medicament. Tanti, vreau să zic o chestie foarte tare. De când mergeam eu pe, acum vreo 15-20 de ani la zile de naștere, și atunci se punea ceva pe masă, niște salatini la început, așa că deschidere, și așa e și acum. S-au păstrat chestiile astea. Aia se păstrează, că în pământură, nu. Dar și țuica se păstrează. A, pe asta e medicament curat. Universal, de 80 de ani, nu? No, bine, asta cine l-a înființat? Da. Apoi nu prost om a fost. Da. Dar s-a schimbat în vreun fel ce mâncați, ați fi mâncat la auzi de naștere cu 20 de ani și ce mâncați acum? Acum mâncăm pe bază de carne multă. Numai carne și carne. Belșug. Nu știu dacă este, dar carne. Trei rânduri. Și acum 20 de ani, tot așa mâncați cu carne sau era mai puțină? Sau cu ce mâncați? Erau țără mai sichișe. Sichișe înseamnă mai sărac? Mai sărac. No, văd că deja încet se încarcă masa. O venit Tantele Nuța cu platourile. Da. Foarte generoase. Foarte generoase. Avem bucătăreasă? Bucătăreasă. Deci încet prinde contur masa. În mijloc salatini, două platouri, trei pahare de țuică. Numai să aibă cine să le mânce pe toate, nu? Dură tătă ziua e lungă și apoi dură tă mâncăm și iară bem. Și ziceți-mi un pic ce-i pe platourile astea? Pui, jnițele, caș. Da. Umplut. Șruncă umplută, aici... Ceva, icre? Icre, dincolo ciuperci, aia dincolo creveți, ce să-ți mai spun? Și de astea mâncați așa cu 20 de ani creveți și de alea? Da, ca și știu noi ce-s aia. Deci, da, creveți așa mai... Și eu, mie creveți, mi se pare o chestie aia de scump, de bogat. Da, pe am tot aud că merg la mare și mâncă creveți. Da. No, dar pe încă n-am mâncat. Și vă plac creveții? Păi îmi plac, am o doră să văd că cum știi de prima dată, să-i guști. Da. Păi mă, tăche mărg. Ce puneați pe platou acum vreo 20 de ani? No, ce punem? Da, făceam sandvișuri. Da. Și cu caș și cu margarină și salam. Pâine cu margarină, mi-e vrea, dar pâine margarină la creveți? Da, băi, cam nu mere bine, că aici ăștia
Nu vezi că cum îți e răsucis și este la alte cât îți e sofisticate, te tăte mircă, cum le poți face? Acum numai stăm și povestim și îmi curge așa saliva. Ne vine apă în gură. Dar pentru nu face nimic, că nu m-a apucat și nu am dat la ele. Ai ce ca la nuntă să fie vreo 3-4 feluri, când vine cu friptura să fie cu aplauze, cu muzică, cu etătie. Nu, păi mă, dacă așa trebuie, așa facem. Tantele, să mai puneți că dacă îți mâncăm, lăsați că da, e bine. Da, cea mumă, că așa este bine la blită plin. Suntem în spatele șurii, în prelungirea curții, și tantele Anuța are un specialist care să ne ajute cu grătarul. Și dacă e specialistul tantele Anuța, înseamnă că chiar e specialist, cum ar veni. Ceafă? Mici? Mici. Și să le de ce îți? Deci așa sunt un specialist, încă nu știu ce fac. Eu am încredere în judecata lui tantele Anuța, dacă i-au spus că aduce pe cineva să ne ajute să fie maxim carnea, ceva vă recomandă. Da, știam că emisiunea de Caterinca și atunci nu-mi fac publicitate, că după aia își bat jocul ăștia de mine ceva. Deci, chiar un contrabas. Păi hai că facem altfel. Lăudăm un pic, dar nu-l chemați, că nu vine așa de gen, nu se ocupă cu asta, mă la prieten vine să-i ajute cu grătarul. Numai la prieten. Care-i secretul aici? Secretul? Da. Toate răspunsurile se găsesc la țară. Să da. Pui suflet. Să pun suflet. Dacă este alcool, da. Și mâncarea e bună, și femeile sunt frumoase, dacă e alcool. Okay. Fără alcool nu merge nimic. Deci neapărat din lemn de esență tare. Din lemn de esență tare. Pentru că cele deci lemnul contează. Fac fum, miros. Ori lemnul de esență tare, de aceea se știu de la televizor, slănina de porc și celelalte cărnuri, se afumă numai cu rumeguș de esență tare. Băi! Ce stai cu limba în gură? Fă bine ce pune acolo pe grătar ce trebuie. Lasă-mă, nu mă ocărăca, am emoții și eu când văd aparatele astea de fotografiat. Mă, tu l-ai văzut pe Mircea de când ești. Ești în stare să stai acolo și să nu faci ce-ți ani. Nu vezi că mă anihilează, că îmi pune întrebări. Acum trebuie să mă gândesc, oare nu. Ce întrebare îmi pune dacă mă încuie? Unde să te încuie? La limbă? Deci ați chemat aici un specialist, țineți cam din scurt un pic, nu? Bine, doar de-aia îl plătesc. Îl plătiți? Dar păi și normal. Nu, atunci da. Nu. Păi atunci sper să-și facă treaba cum trebuie. Păi da, nu stai în povesti. Da. Mai dăm puțină grăsime, da. Să nu se prindă carnea de fier, de grătar. Și nu se toarnă apă peste așa. Nu. Deci asta e prin... Vă dau și o dată ca să simt că lucrez? Vă rog, vă rog. Așa și pe fiecare, așa. Acum o cam ieșit. A trebuit să n-am stricat, nu? Să-l prind mai bine, nu. N-am stricat, nu, bun. Mă, dar pe l-a spus de ei șchiop de-om ticior. N-o seru ste, drago, felecanule. Mama, ce un felecan, mă, un vecin de-a tău. De Cristi, zice. Da. Unul din motivele pentru care mi-e place așa la grătar trebuie să că stai un pic până e gata și de să face foame și mănânci cu mai multă poftă. Și știți că tot timpul e unul care camieli cu grătarul în fiecare echipă și unul care tot timpul, cu ce poți să te ajut, dar nu, niciodată n-ajută, noi o să la. Dacă vă pot ajuta cu ceva, să-mi ziceți. Chibiții trebuie să aibă țigări. Țigări? Țigări și să tacă. Să tacă. Să nu-și dea cu părerea că nu mă încurcă. Bine, vă spun încă o dată. Da. E improvizație aici. Aici e improvizație. Dar dacă veniți la mine, am înțeles. Am un grătar, un barbecue făcut așa. Asta e tare. Deci tot timpul ăla care face grătar, deci... Am un... Nu-s cu instrumentul improvizație. La mine. Dom'le, dacă aș avea instrumentul la mine, aș cânta extraordinar. Acum sunt cu instrumentul la slab, știți? No. Și eu, dacă nu beam alcool, era mult mai tare vlogul, dar am bătat un pic și... No. Mă, copile, tu nu beai de acolo, mă? Stai pe telefon. Da, eu... Păi Am băut un pic. Dar ce ia la un chic, mă? Păi îl beau, trebuia să-l bucur. Păi, auzi, cum crezi tu că poți trăi în lumea de astăzi? Dacă o evaluat atâta? La mulți ani încă o dată. Nu, pe la mulți ani, dar și fă bine și bea-le acolo, că doar nu e... Îl beau, dar... De o jumătate de pahar. Nu, că-l tretat pe rând. Practic, acum facem verificarea, da? Uh-huh. Să le băgăm de jină dacă nu-ți bune. Nu, eu cred că o să fie bune. Nu să-l băgați de vină, eu cum o să-mi placă. Haideți să vedem aici cum îs. Nu, o să rupem o bucățică de aici. Da. Păi ia cu țușica, domnii, mă. Vă dați dumneavoastră o bucată. Păi taie-n dară. Să-ți bați copiii. Asta e bună. Deci dumneavoastră știți expresia asta, să-ți bați copiii. Să fugă de la masă, să-ți ne rămâie nouă. De acolo vine, am uitat mai cum să-ți bați copiii, bateți copiii, să pleci de aici, să mânci mai eu. Atâta e de bună, e să-ți bați copiii. E carne fragedă. Da. Și acum, noi tot timpul când mâncăm la tantele Anuța, mâncăm de la porc, de la porcul. De porcul meu crescut e ca, adică în o gradă, nu în casă, că nu-l pot pune în casă.
Tantuța, vă rog frumos, pentru că urmează un alt moment important în aceste zile, și anume venirea micilor. Nu știu, le facem deja testul? Le facem, așa, la, până scalzi. La așa la aspect, cum vi se par? Îți culoarea potrivită? Îți fac cu ochiul și cu degetul. Hai da. No. Cât mâncăm? Eu m-am umflat, am mâncat vreo 3 bucăți de carne. Așa. Și apoi mănânc un mic și numai bine. Numai de un mic ești, mă. Păi da, păi un mic și 3 din alea, așa aperitiv și salatini și de o grămadă am mâncat, antrenuță. Dar când te-ai vedea să se umple bluza asta? Da, păi mai bine să se umple, dar un pic. Un pic, da. Bun, haideți atunci să facem... Test. Luăm aici un mic. Așa. Și o să-l împărțim în mod egal. Cum să-l împărțești? Păi asta e de gust. Păi eu-ți de-o jumătate. Nu. Puneți acolo unul și mie unul. Tu l-ai, Doamne, că tot... Tu tot pe invers ești. Nu pe invers, înțeleg, numai că mă gândeam că să nu... Mă, ești la bunica acasă? Da, bunica acasă. Apoi, fă mie, nu te tăfâstă. Nu mă fâstă. Ia și mâncă și îți umple stomacul, că nu știu. Tantuța, deci când mănâncă aici... Nu-i tătzua lui bunica. E adevărat. Da. Și apoi lenea asta care o ai în tineri, nu vii peste săptămână să-ți mai dau să mai mânci o țâră. Bine, așa, un pic fric, dar acolo. Așa-s bun. Foarte bun, Tantuța. Mulțumim bucătarului! Vreau să vă spun că noi servim apă sfințită, nu Tantuța? Da, de la Izbuc. La mănăstirea de la Izbuc. Adusă, asară, ne-o trimăs, starețul de acolo. Îi mulțumim mult. Foarte mult îi mulțumim. Să ne aștepte că ne ducem, dar nu știm. Vreți să facem surpriză. Facem o surpriză. Noi cu salatine suntem în față. Vreau să spun la Dileanuța că aici au niște premii la salatine. Se poate răzui și se poate câștiga un Duster. O Dacia Duster. Se pot câștiga Pegasuri. 3 Pegasuri. Ia-s biciclete. Da. Mă dau primul club. Se poate câștiga dacă se răzuiește aici, trimiți un cod. Deci, Doamne ajută, că acum avem vreo 2-3 aici, trebuie să le încercăm, nu? Trebuie. Și da, de câștigăm, mă. Păi a spus că dacă câștigați pe gasul, mi-l dați mie. Și normal că ți-l dau ție. Atunci ar trebui eu, dacă câștig Dacia, să vă dau dumneavoastră, nu? Nu, că tăție ți-o las. Nu, mulțumesc, așa e cu nepoță, nu? No, bine, să mă fălesc și eu ce motor ai. Da, nu, vă mulțumesc mult. Deci pe lângă buchetul ăla de flori frumos și un tort, am luat tanti la Anuța încă un cadou, vreau să vi-l arăt. Îi un short de bucătărie pe care scrie Tanti Lenuța, cea mai dulce bunică. Și acum când veni la de noastră și faceți de mâncare, trebuie să fiți cu șorțul ăsta. Tu l-ai, Doamne, mă. Oare de unde l-ai găsit și pe ăsta? Păi nu, sunt oameni care l-au făcut special, am trimis mesajul și apoi eu știu să-l facă. Păi dinaintea tot trebuie să-l facă. Haideți să vedem și cu vă că aia e important. Tu l-ai, Dumnezeule, Doamne, nu, uită-te. Nu, altă treabă. Parcă nici la vine să faceți, să lucrați și eu în bucătărie, așa-i? Ai de mine și de mine. No, spune tu. No, nu mă dau pe un jeb de cuie. Da. E, dar pe ăsta să mă duc și la piață, să bag banii. Pe noi aici, de exemplu, puneți, nu știu, chibrituri sau ceva, dacă vă trebuie acolo în bucătărie, e, sau sarea, mă puneți... Pachetul cu țigări, mă, brincheta. Nu, aia nu știu, sarea, mă scaute, spuneți una... Mâncări, că aici... Da, și băia numai le puneți. Și avem aici un tocător, pentru că, nu, de noastră, luați oamenii și pe unii mai tocați, așa, și atunci bunica gătește cu suflet. Dar ne promiteți că o să-l folosiți. Ai, dar îl pui la vedere, mă, copile. Când vine oare cine să... Da, la ce-i tu? Ai, mi-a dus curpători. Curpători. Deci, până la urmă, o să devină un bibelou, de fapt, nu o să fie... Nu, că-l folosesc, Ia șeni. Ce păcat că nu-s mai tânără. De ce? Oricum se spune tânără. Să mă bucur mai multă vreme de câte mi-ai adus. Da, tantele înțeleg să bucuram mai tare de viață decât mulți dintre noi, să știți treaba asta. Mă și bucur că m-ați luat între voi, sunteți tineri, deja și eu sunt de, ce, 40 de ani și voi sunteți de 30? Cam de o vârstă suntem. Da, băi cum? Că nu m-a zis că la ultima filmare aia cu Tramulea, cum ați apucat dumneavoastră să săriți de una singură, nu când era camera, că îi plăcea la tantele înțeleg să sară. Da, bine, nu. Da, v-a plăcut. Da, pe ce? Deci, Tantile Nuța, v-am adus și tortul ăsta, pe care scrie frumos, vedeți, la mulți ani bunica. Da. Și noi, un tort așa cu căpșun, Red Velvet se numește. Așa, mai cu schemă. Mai unguresc, abei, piroș verzed. Da, Red Velvet pe engleză, piroș tot așa. Și nu știu dacă mai țineți minte, acum 3 ani, când ați fost la noi la birou, da, și v-am făcut surpriză, v-am adus un tort. Da. Și atunci când v-am adus tortul, v-am făcut o chestie, v-am făcut acea cu frișcă și am vrut să vă fac și acum. Nu,
dacă așa vrei, așa e. Da, nu, scuzați. Da, mulți ani încă o dată și acum dați să mă voie să pup. Așa, mă... Tu că mă păfișcă. Da, da, ca să... Muruit și tu. Și acum așteptăm să vină cuțitul, să-l tăiem și să punem bucate de la fiecare. La mulți ani. Și cu cine s-o iubească? Tot s-o iubim și s-o mai sărbătorim. La mulți... Asta e de la Beclean, asta așa știu de-o, nu? La mulți ani! Vreau să vă spun că festivalul continuă. Am ajuns la tort, prăjituri și... Asta cum se numește Santelionța? Haioșe. Dar încă am înțeles că mai există ciorbă de ardei în plus și din alea, deci... Din păcate, vlogul se va termina acum pentru că atât am putut duce. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit. Santelionța, încă o dată la mulți ani la toți oamenii care vă urmăresc. Mulțumesc! Să vă fie de bine acolo și să... Și să-mi dea Dumnezeu sănătate și ție putere să facem filme și să râdă, să Doamne veselească. Ajută. Vă mulțumesc, scrieți frumos în comentarii urarea pentru tantele Nuța și dați un like. V-am pupat!